Locuitorii din Comuna Miroslava își pot spune părerea despre activitatea funcționarilor și a serviciului din Primăria Miroslava într-o serie de întrebări adresate online. Mai exact, miroslăvenii trebuie să dau o notă activității primarului, viceprimarului, a secretarului și a consilierilor locali. Notele sunt de la 0 la 10. Dacă au avut vreodată o problemă de rezolvat la primărie, cât de mulțumiți sunt de timpul și de modul în care li s-a analizat problema. De asemenea, ei pot spune cât de mulțumiți sunt de modul în care funcționează servicii de apă, canalizare, curent electric, gaze naturale, curățenie stradală, ridicarea gunoiului menajer. Nu au fost uitate nici educația școlară, sănătatea publică, transportul și ordinea publică. Totodată, oamenii trebuie să bifeze cât de importante cred ei că sunt proiectele primăriei. Ne referim aici la modernizarea drumurilor, construirea unui complex comercial, construirea de locuințe pentru tineri, realizarea unui patinoar artificial, înființarea unui sistem public de supraveghere video sau construirea Spitalului Regional de Cardiologie în chestionarul este anonim, iar formularul se completează de către un singur membru adult al aceleiași familii. Pentru validare trebuie completate toate întrebările până pe data de 15 august 2021. După această dată, funcționarii din primărie vor centraliza toate răspunsurile și vor face o ierarhizare a propunerilor cetățenilor. Adresa la care este disponibil chestionarul se găsește pe site-ul și pe pagina de Facebook a primăriei Miroslava.